Hei, salut, prieteni! Nu e așa că e foarte nașpa când te trezești și zici că deja aproape se termină ziua? Nu știu cât se vede aici, filmez aici mereu pentru că e cea mai multă lumină, dar dacă filmez la mine în cameră e cam așa și e dimineață. Da, vremea se joacă cu noi în continuare, asta e, încă nu a venit primăvara cum trebuie. Mă pun și eu să mănânc, să mă pregătesc și mă duc cu mașina la service să încerc să o desfacă sau să o las acolo și să o desfacă mâine, să vedem. Gata, am plecat, mă duc la service să văd ce îmi zice. O desface azi, n-o desface. Foarte nașpa afară. Plouă. E frig. Dacă las mașina acolo, am încurcat-o, că trebuie să vin pe jos pe ploaia asta. Bine că nu-i foarte departe, dar merg vreo 10 minute prin ploaie. Las că nu mă topește. Mă duc din nou acasă, că este ora 3 acum. Avea toate elevatoarele ocupate, m-a chemat la 4:30 și la 4:30 s-o las aici. Să vedem ce salvăm și ce mai trebuie. Ce mai trebuie cumpărat. Stă foarte precar camera așa pe monitor, dar vreau să vă arăt ceva, că mă pun să mănânc și eu niște dulceață de vișine și vreau să vă arăt cuțitul meu preferat. N-am mai găsit un cuțit așa ca ăsta, nici n-am căutat, deci să nu, nici n-am căutat, dar este așa, de acum 100 de ani, cu vârful ăsta rotund și fără zimți. Și nici nu taie prea bine, că nu de asta aia, îl folosesc ca să ung chestii, unt și alte chestii, foarte tare. Restul cuțitelor pe care le-am cumpărat de-a lungul anilor sunt ori ascuțite, ori cu zimți de aia așa, ceea ce nu-mi place absolut, deci cuțit de la cu zimți nu-mi place absolut deloc. Mai degrabă un cuțit să taie ca lumea, dar cu lamă de asta dreaptă. Vreau să vorbesc cu voi un pic despre două fenomene care le văd eu că se întâmplă din ce în ce mai des pe Facebook, care mi se par unul dintre ele de înțeles, unul nu. Unul care e de înțeles este că curvele au început să-și facă reclamă pe Facebook, ceea ce mi se pare perfect normal. Unde să-ți faci reclamă? În ziar? Nu mai cumpără nimeni ziare, nu poți mai dai anunța matrimoniale. Dar e foarte în vogă pe toate grupurile, pe toate paginile, peste tot sunt femei aproape goale care au o descriere absolut identică toate, că nu știu ce, că cine vrea să petreacă, să căcat. Cert e că curvele au intrat în secolul 21 și ele, de curând. Alt fenomen pe care nu-l înțeleg și chiar și o grămadă din prietenii mei de pe Facebook pun botul și cred că în curând am să le dau un friend la aia care fac treaba asta pentru că nu se poate așa ceva. Cum să pui botul că poți câștiga 7000 de S7, 1000 de iPhone-uri, 700 de MacBook-uri, doar dacă dai share la o chestie. Așa, pur și simplu, măruță oficial, cu ocazia deschiderii. Bă, și ideea e că toate concursurile astea au aceeași descriere. Aceeași descriere. Cu ocazia deschiderii noii mei pagini, am decis să vă fac cadou vouă, fanilor mei, nu știu ce căcat. Salam oficial, la fel, cu ocazia deschiderii noii mei pagini, Andra oficial, cu ocazia deschiderii, deci aceeași, bă, dar nu se prinde nimeni, frate. Deci nu se prinde nimeni că sunt niște țepe, niște da. Și stăteam și mă, ok, lumea e fraieră, aia e, pune botul. Dar pentru ce să fac asta? Adică să înțeleg și eu, nu înțeleg, adică, ok, faci la pagină 7 milioane de like-uri și dacă tu faci doar concursuri de astea false, sunt... E o pagină care se cheamă, nu știu, concursul telefoane sau ceva. E un căcat, deci e o pagină absolut degeaba, ca să câștigi telefoane. Și am văzut că doar asta fac. Am văzut pentru că foarte mulți din prietenii mei de pe Facebook dau share la prostiile. Numai asta fac. Concursuri, că dau telefoane, dau tablete, dau... Trebuie să înțelegeți că concursurile astea și trebuie să înțeleagă lumea că concursurile astea se fac într-adevăr, îți dă un telefon, o mașină, dar dacă poate obține ceva pe seama asta, dacă poate obține niște bani cu care să-și acopere cheltuiala concursului, nu așa degeaba, dă... Hai că dacă dădea niște chestii mici, 50 de lei, 1 milion, mai înțelegeam, dar să dai telefon... Dar și 100 de telefoane de 1000 de euro bucata. Deci nu se gândește nimic. Oh, câștigăm telefon, share. Dar la chestiile interesante nu dă nimeni share. Deci s-ar putea că de curând să încerc să șterg prietenii care dau share la astfel de prostii. Mai am o oră de așteptat până mă duc la service. Gata, plec către service. Să vedem dacă mai plouă. Ia să vedem. Da, plouă. Asta e.
cam asta a fost. Mă duc spre casă, pe jos. Bine că nu mai plouă măcar. Am lăsat-o așa desfăcută cum v-am arătat. Trebuie să mă duc acasă să comand piesele. Sper să vină cât mai repede, că vreau să o fac repede. Oricum am ieșit mai bine decât mă așteptam, pentru că toate plasticele alea negre merg și ornamentul și tot. Da, și trebuie să mai cumpăr doar bara, farul, capota și tragerul ăla, pentru că s-ar putea îndrepta și face, dar cred că nu costă mai puțin decât unul nou și mai degrabă iau unul nou atunci. Să văd acasă, că nu mai aduc aminte, că o dată seară. Am impresia că și aici în fața la mine, pe trotuar, o să pună borduri de alea roz sau nu neapărat bordură, un beton așa turnat și ceea ce este o mare prostie. Se vede relativ ok, să zic, m-am mai obișnuit cu imaginea, dar au pus același stil de bordură turnată în intersecție. Și la toate trecerile, când plouă sau când s-o topi zăpada, se creează niște bălți absolut imense, pentru că pun niște borduri foarte înalte și apa nu mai are cum să treacă. O scurgere de aia de canal nu mai pune nicăieri. Dar, mă rog, acum, înainte de alegeri, trebuie să pună, că cine știe, vărul, nașul, nepotul are o fabrică de beton și trebuie consumat beton. Răspunsul la întrebarea de ieri vine de la David Morar și zice așa: dacă ar dispărea familia, aș muri de foame, deoarece îi mă aștept tot timpul. Corect? Și probabil aș crede că e o farsă de pus pe YouTube. Întrebarea de astăzi este: ce-ai face dacă ai deveni invizibil pentru 24 de ore? Hai să vedem care vine cu cel mai creativ, cel mai amuzant răspuns. Nu uita să vă abonați dacă n-ați făcut-o deja, să-mi lăsați un like dacă vă place ceea ce fac, să dați share să vadă și prietenii voștri și ne vedem mâine. Pa. Unde să te duci? În vestul Europei se pare că din ce în ce mai multe atentate se întâmplă și nu știu dacă m-aș încumeta.